Bună ziua, stimați colegi. Prezentul presconferință este adresată către cetățeni, către cetățenii municipiului Chișinău, jurnaliști, reprezentanții organizațiilor lor neguvernamentale, reprezentanții organizațiilor internaționale și alte misiuni diplomatice din Republica Moldova. La fel și venim cu un apel către domnul președinte Republicii Moldova, doamna președintă a Parlamentului, domnul prim-ministru și către primarul general municipiului Chișinău, domnul Ion Ciban. Cu îngrijorare vă comunicăm că o ramură importantă a sistemului de distribuție a ziarelor și altor publicații periodice este pe o cale de dispariție. Totul a început în octombrie 2017 prin aprobarea de către Consiliul Municipiului Chișinău a regulamentului de desfășurare a comerțului în municipiul Chișinău, prin care chioșcurile de presă au fost plasate în aceleași condiții, de rând cu gheretele de comercializare a altor produse alimentare, băuturi de orice tip, hainelor, etc. Atragem atenția tuturor asupra faptului că distribuția presii scrise și altor publicații periodice este o activitate cu un puternic impact social, iar statul este obligat să o garanteze prin prisma asigurării libertății presii și a libertății de exprimare, care sunt consfințite în articolul 19 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, articolul 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, precum și articolele 32 și 34 ale Legii Supreme a Republicii Moldova, adică Constituția Republicii Moldova. Mai mult, presa scrisă din Moldova se confruntă cu numeroase probleme în ultimul timp, dar ceea ce ține de distribuția ziarelor și publicațiilor periodice devin în ce în ce, pe an ce trece, tot mai greu de depășit. Inclusiv din cauza deciziilor excesive și impredictibile ale autorităților publice locale și a nedorinței administrației publice locale să conștientizeze caracterul și impactul social al acestei activități. După mai multe eforturi consolidate, dezbateri publice și explicații ale expertelor naționali și internaționali, în luna februarie 2019, Consiliul Municipal Chișinău a adoptat o decizie numărul 2/12 prin care a modificat regulamentul cu privire la comerț în municipiul Chișinău și a introdus condiții de excepție pentru punctele de comercializare a publicațiilor periodice și punctelor de vânzare a florilor și plantelor. Totodată au fost identificate și unele rigori pentru punctele sus menționate, sau mai precis, 60% din vitrina punctelor de comercializare să fie ocupate cu expunerea edițiilor periodice, precum și obligația de a deține contracte de difuzare cu cel puțin jumătate din toate titlurile de ediții periodice editate în Republica Moldova. În acest context, Mopresa Group, cel mai mare distribuitor cu amănuntul al ziarelor și publicațiilor periodice din Republica Moldova, s-a conformat imediat condițiilor regulamentului. Mai mult, pe parcursul anului 2019, a conlucrat cu serviciile specializate ale primăriei Chișinău pentru elaborarea unui design și producerea noilor gherete pentru îmbătățirea aspectului vizual al orașelor, dar și crearea unor condiții mai comode pentru locuitorii și oaspeții capitale. Cu toate acestea, chiar dacă activitatea este exercitată în strictă conformitate cu legea, constatăm cu regret că în ultima perioadă, sub pretextul elaborării unui nou concept de amplasare și activitatea unităților de comerț ambulant, friturile nu mai prelungesc, nici măcar provizoriu,
până la dotarea noii concepții, termenii de valabilitate a schemelor pentru chioșcurile de distribuire a ziarelor și altor publicații periodice. Astfel, în luna decembrie, în sectorul Ciocana deja au fost evacuate abuziv, fiind deteriorate, 10 chioșcuri de presă. Curând, urmând a fi evacuate și toate chioșcurile de distribuție a presii din sectorul Râșcani. Aceste acțiuni inevitabile duc la lichidarea distribuției cu amănântul a ziarelor și altor publicații periodice și elimină posibilitatea cetățenilor de a-și valorifica dreptul de acces la informație, drept constituțional și obligația statului, indiferent dacă e vorba despre autoritate publică centrală sau locală. Stimați cetățeni, jurnaliști, reprezentanții mass-media, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, reprezentanții a organizațiilor internaționale și alte misiuni diplomatice din Republica Moldova. Stimate domn președinte, stimate doamnă președinte a Parlamentului, stimate domn prim-ministru, stimate domn primar general, Molpresa Grup susține eforturile de îmbunătățire aspectului orașului și de reglementare a comerțului stradal. Dar în același timp trebuie luate măsuri pentru asigurarea funcționării în capitala Moldovei a punctelor de comercializare a publicațiilor periodice după modelul țărilor civilizate. Nu vrem să credem că autoritățile publice locale conștient pun piedici sau acționează intenționat în vederea lichidării distribuției presiei periodice și, respectiv, însuși a presiei periodice scrise. Doar prin susținere condiții democratice și previzibile, prin informare care urmează a fi de partea cetățeanului, pot și trebuie create condiții în care cetățeanul singur să-și aleagă sursa și modalitatea de informare. Acest drept nu poate fi sechestrat, lichidat de nici o instituție sau mai mult de o persoană. Iar rezultatul acțiunilor administrației locale nu le face față pentru funcția și atribuțiile pe care le exercită. Vă solicităm insistent să examinați acest apel privind respectarea prevederilor decizii Consiliului Municipal Chișinău numărul 2/12 din 5 februarie 2019, dar și mai mult accesul cetățenilor Republicii Moldova la informare. Acesta a fost comunicatul de presă. Colegii mei, vicedirectorii Molpresa, domnul Adrian Racu și Igor Blanari, pot adăuga câteva mesaje. Bună ziua! Stimați jurnaliști, stimați colegi, Chișinău nu poate exista fără presă. Nu e o frază simplă, ci mai degrabă e un strigăt către autorități. E de la sine înțeles faptul că funcționarii publici execută anumite indicații, ordine, iar superiorii decid într-un fel sau altul, la fel în baza informațiilor oferite parvenite de la simpli funcționari. Incertitudinea în care astăzi s-a pomenit presa periodică este de nedescris. E complicat, e greu și toți sunt împotriva ei, chiar și în cazul distribuției acesteia. Pe lângă faptul că se pun piedici celor din domeniu, adică jurnaliști, redactori, tipografi, distribuitori, un pericol major se pune pe difuzorii de presă. Ori azi, practic, nu găsim niciun ziar, chiar dacă se tipăresc, chiar dacă dorim o societate informată, nu doar pentru bifă, dar și pe bune, într-un final, scad punctele comerciale prin intermediul căruia se distribuie presa. Suntem în secolul 21, în era tehnologiilor informaționale, dar ne informați că, într-un final, suntem tare departe de realitate. Chiar dacă suntem în perioada marilor schimbări, atât la nivel central cât și la nivel local, această schimbare nu are nimic comun cu cei care au nevoie de informație,
dar nici nu se dorește a aduce o schimbare în sectorul presei libere, în distribuția ziarelor, pentru a informa corect, obiectiv și echidistant populația. Cu toții strigăm că avem acces la informație, dar întrebarea care apare este la care informație avem acces? La cea care ne oferă cineva sau pe cea care noi dorim să o aflăm obiectiv, din mai multe surse? Dar iată că de ceva timp tot se încearcă a se conecta distribuția ziarelor la arterele principale ale municipiului Chișinău. Au fost înaintate diferite demersuri, cereri, aprobate proiecte de puncte comerciale pentru vânzarea presei, dispoziții privind excepția distribuției de ziare, dar fără nici un rezultat. În acest context, putem afirma că, într-adevăr, ramura de distribuție a ziarelor și edițiilor periodice este pe cale de lichidare. Și cele peste 50 de redacții cu care compania MOL Presa Group are încheiate contracte de distribuție își vor micșora tirajele, iar drept consecință consumatorii nu vor mai putea avea acces la informație. Doar numai pe parcursul ultimelor 5 ani, în Republica Moldova și-au sistat activitatea peste 50 de ziare și reviste. Aici putem afirma că mii de pagini de informație și noutăți scrise pur și simplu au dispărut, datorită situației în care s-a pomenit sectorul distribuției edițiilor periodice. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi, reprezentanții mass media, dați-mi voie să mulțumesc și eu pentru că ați acceptat invitația noastră. Vreau să evidențiez și să punctez câteva aspecte relatate de colegii mei. Distribuția de presă este strânsă legată cu dreptul la exprimare și acest drept este strict reglementat de Constituția Republicii Moldova în articolul 32, care menționează că oricărui cetățean este garantată libertatea gândirii, a opinii, precum și libertatea exprimării în public, prin cuvânt, imagine sau prin orice alt mijloc posibil. Suportul pentru susținerea libertății de exprimare și difuzarea informației o avem clar stabilită de legea supremă. Iată că modalitatea de a ajunge un ziar, o revistă la consumator, întâmpină dificultăți și este din ce în ce mai gravă. Iar asta din considerentul că autoritățile publice locale, prin diverse instrumente administrative, nimicesc pur și simplu difuzarea presei. Dar poate asta le convine. Însă aceasta este doar un mod de a se informa obiectiv, deci fiecare consumator se poate obiectiv informa și nimeni nu poate îl impune să-și aleagă sursa de informare. Potrivit prevederilor legale consfințite și în legea presei, în Republica Moldova, libertatea presei constituie un drept fundamental, consfințit de Constituție. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimare, la libera exprimare a opiniilor, a ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viața internă, cea internațională, prin intermediul publicațiilor periodice și al agențiilor de presă. Chiar dacă avem, cum am menționat și colegii mei, o decizie în sensul ăsta de distribuire a publicațiilor periodice, de comercializare a presei, o excepție înscrisă și aprobată de Consiliul Municipal în 2006, consfințită și aprobată suplimentar în 2019, în februarie, care instituie acea excepție pentru difuzorii de presă, aceasta însă nu se respectă de către preturile de sector, de funcționarii publici în general, punând impedimente difuzorilor de ziare, prin întocmirea diverselor acte de constatare, procese verbale, chiar și cu scrisori de evacuare. Utilizând metodele administrative, se intimidează până la urmă comerțul cu presa periodică. În aceste condiții, autoritățile publice locale, împreună cu cei care eliberează actele permisive, urmează a respecta regulamentele, dar și prevederile legale, așa cum autoritățile publice o cer de la instituțiile private. Or, putem interpreta aceste acțiuni drept niște atacuri asupra instituțiilor de distribuție a ziarelor, atacuri asupra presei în general. Or, în condițiile create, nu mai găsim deja presă nici pe arterele centrale, dar nici pe arterele secundare ale capitalei. Preturile de sector împreună cu administrația publică locală impun reguli care, pe lângă faptul că sunt în afara cadrului legal, discreditează sectorul de distribuție a presei periodice. Minimizează în sensul ăsta accesul la informație, iar peste ani raportăm, cum a menționat și colegul meu,
lichidarea redacțiilor care în ultimii 10 ani, da, peste 50 de redacții au fost, în ultimii 5 ani au fost cumva lichidate. Dacă se continuă în sensul ăsta, atunci practic presa scrisă va dispărea. În sensul ăsta și acea prevedere din articolul 32 consfințită în Constituție își va pierde sensul, ori nimeni nu își va putea exprima opiniile. Credem că apelul de astăzi va fi susținut de colegii de breaslă, va fi și reacția potrivită. Mizăm pe atenția dumneavoastră și pe susținere. Mulțumim! Nota. Și o mică notă. Olpresa Group, ca cel mai mare distribuitor cu amănuntul a ziarelor și publicațiilor periodice din Republica Moldova, este membru a Comunității Internaționale a Distribuitorilor de Presă Scrisă, cu sediul la Zurich. Această calitate reprezintă un parteneriat puternic de susținere și asigurare a unei contribuții atât la nivelul politicilor internaționale, cât și susținerea implementării standardelor internaționale. Olpresa Group asigură în baza de contracte distribuția și comercializarea tuturor ziarelor și a publicațiilor periodice din Republica Moldova care se editează la zi. Și în 2019, fiind comercializate peste 2,5 milioane de exemplare, ceea ce constituie în jur de o treime din toate exemplarele puse spre comercializare în Republica Moldova. Și are ca angajați peste 700 de lucrători. Respectiv, lucrătorii aceștia riscă cu pierderea locului de lucru, adică, iar bugetul riscă cu pierderea impozitului, care pe parcursul anului 2019 Olpresa Group a achitat în jur de 48 de milioane de lei. Cât republicane, atât și locale. Asta în cât? În 2019. Așa. Asta-i tot? Да. Экономическое обозрение Лавроскейса. Мы, как ваши партнеры, вынуждены вас поддерживать, поскольку мы напрямую зависим от вас. Но мы неоднократно встречаемся на эту тему, и хотелось бы узнать свежие данные. Каковы ваши потери в цифрах? Сколько вы потеряли за последнее время киосков, или объем продаж, или денег? Да, ну, как сказали мы в информации, значит, по количеству киосков, значит, в декабре месяце на Чканах были эвакуированы 10 киосков, начиная со следующей недели под риском все киоски сектора Рожкановка, 24 киоска. Это примерно 30% из количества киосков в муниципе Кишинева. А в прошлом году то, что центральная улица... Это было два года назад. Ну, все начиналось с 2017 года, когда со Штефан Челмари, центральная улица города, 18 киосков, да, были эвакуированы 18 киосков, которые исторически там находились на протяжении последних 30-40 лет. Можно я реплику тоже, это цифры. Вот я директор газеты «Антенна», мы считали, что с момента вот этой борьбы, так сказать, с примирией по поводу ликвидации киосков, мы ежегодно теряем около 10 тысяч экземпляров, снижаем тираж. И, естественно, денежное выражение это получается достаточно крупная сумма. Меньше всего меня сейчас интересует «Антенна». Скажите, пожалуйста, с какое количество киосков у вас в компании сегодня в Кишиневе и по республике? Всего по республике 250 киосков. Из них в процентном соотношении сколько в Кишиневе? В Кишиневе находится около 170 киосков в Кишиневе. На сегодня пока 170. Да. Скажите, ну, на сегодняшний момент 169, скажем. 169. Под рисками находится из 169 сколько? Половина или
Все. Все. То есть все. Есть процедура организации торговли в муниципе Кишинев, подразумевает выдачу схемы размещения, схемы демпласария, что они вам предлагают что-то взамен? Нет. Нет. Просто закрыть, автоматы. Ликвидировать. Вендор-автоматы, они, как показывает опыт, они неэффективны, потому что каждый вендор помещает 3, 4, 5 максимум изданий. И учитывая их высокую стоимость, на сегодняшний день, ну, пока что это нереально. В нашей последней встрече говорилось о том, что чтобы пресса находила возможность выхода в пункты организованной торговли, чтобы это были не киоски, а где-то вот бутики так называемые. И тогда никто не прокомментировал эту ситуацию, насколько это вообще экономически выгодно. Но я могу вам сказать точно, что это экономически невыгодно выходить с такими точками, организации таких точек, скажем так, в организованном ритейле. Потому что там есть арендная плата, которая она не низкая на сегодняшний день, и есть ограничения по спектру товаров. Только на прессе такие точки не смогут выжить. У меня последний вопрос. Скажите, сама пресса в структуре продаж, сами издания занимают какой процент? То есть золотой товар у вас, сигареты, канцтовары? Или... Сигарет на сегодняшний день пресса не продает. Пресса не продает. Пресса остается тягловым товаром. Ну, скажем так, одна треть – это пресса. Остальное – это другие сопутствующие товары, GSM, карточки, канцтовары, билеты по транспорту, то есть как проездные на транспорт общественный, канцтовары, игрушка и напитки. Noi vrem să ies fie îndeplinită. E nu unde este îndeplinită de organele publice locale. Este decizie. Poftiți? Ce trebuie să facă organele? Să prelungească schemele de amplasare. Și atunci punctele continuă să activeze. La moment, la adresările noastre de a prelungi, noi primim refuz. Dar în cazul în care dați în judecată, puteți avea câștii de cauză. Asta e o procedură de lungă. Exact. Procedura de judecată asta ține un an, doi. Și experiența neplăcută cu sectorul Ciocan a arătat că nimeni nu așteaptă decizia de judecată, dar abuziv se evacuează cu tehnic special, cu lucrători special, cu fără respectarea normelor tehnice și juridice inclusiv. Deci motivul lor, scoteți chioșcurile până ce să fie elaborat conceptul, atunci ați vă întoarceți. Dar chioșcurile nu pot fi lichidate, deci acolo sunt oameni, marfă, responsabilitate materială, adică este o procedură de o durată mai prelungită și este riscul să pierdem oamenii. Uitați-vă ce se face împrejur. Resursele umane sunt limitate. Omul dacă pleacă din companie, noi înapoi n-a să-l putem ademeni cu nimic. Și apelul nostru anume de a primi un răspuns sau o obligațiune să-și iei organele publice locale de a prelungi schemele de amplasare pe perioada aceasta cât se elaborează conceptul. Acum toți vorbesc de un concept nou, concept nou, conceptul nou poate fi elaborat și într-o lună și în două, dar până atunci, măcar provizoriu, schemele trebuie să fie prelungite. Poziția noastră. Să nu fie lichidat punctul de presă. Noi știm că a fost dat publicității conceptul ăsta ca și cum nou. El a fost și acceptat. Exact. Da. Apă, chioșc pentru apă, chioșc pentru vodcă, chioșc pentru ziare și chioșc pentru produse alimentare. Adică, n-am auzit. Eu știu că noi am... Băuturi alcoolice, apă, astea patru tipuri. Pe parcursul anului trecut au fost discuții publice, au fost consultări publice cu reprezentanții și primăriei și altor organe de resort.
la care a fost, în rezultatul care a fost acceptat un concept sau întărit, aprobat conceptul a punctelor de comercializare a presii. Noi răspundem de ceea ce ne doare pe noi. Eu nu știu de alte chioșcuri pentru băuturi sau produse alimentare, dar el a fost elaborat, aprobat și acum se vorbește că trebuie ori alt concept, ori conceptul celălalt nu se potrivește, noi nu avem un răspuns. Ei elaborează acum un concept și așteaptă până la elaborare trebuie punctele evacuate. Но вас привлекают к разработке этого концепта? Пока нет. Мы записывались в эту рабочую группу, нас не пригласили. Я пыталась выяснить, на какой стадии находится разработка концепта сегодня все утро, и никто в примирении мне не мог дать внятного ответа. Такое ощущение, что еще никто его не разрабатывает. Никто не приступил к его разработке. А киоски уже закрывают. Киоски уже два или три месяца как закрывают. Вот это и есть тема. Расскажите, пожалуйста, подробно про этот проект. То есть в Польше, в Турции, в Австрии такие киоски используются как туристическое значение. То есть там вы можете найти информацию, карту города, там автобусные карты, музеям карты. То есть де-факто вы по этому концепту шли? То есть расскажите, что это за киоски вы предлагали, и что вы даже сколько киосков проинвестировали? Да, значит... Представьтесь, пожалуйста. Виталий. Из какого вы издания? Вот. Значит, если возвращаться к разработанному концепту, был разработан следующий концепт киоска для города Кишинева. За основу был взят киоск прессы, который расположен в столице Франции, в Париже. То есть кто-то добавлял что-то, кто-то менял. Пришли к этому концепту. Он утвержден Дирекция генерала архитектуры Урбанин Шарилачи Фунчарис и опробовка концепт 27 июня 2019 года. Мы этот концепт взяли в разработку. Мы изготовили несколько киосков. Они не малостоящие, то есть они необходима сумма инвестиций немалая. Некоторые уже были расположены в городе Кишиневе. Согласно регламенту и исключение регламента по поводу организации точки к продаже прессы, витрина занимает 50-60% витрины должно быть предоставлено для размещения публикаций. А остальная часть витрины предназначена для других товаров, таких как сопутствующих, скажем так, товаров. Такие как, в первую очередь, это книги, канцтовары, напитки, но и не в последнюю очередь для обслуживания гостей нашей столицы. Это сувенирная продукция, это карты. Это билеты на транспорт. Вот, в принципе, в таком контексте этот концепт и был разработан. Но даже несмотря на то, что он утвержден, и как бы мы приняли это как за согласие публичных властей их размещать и устанавливать, мы сейчас сталкиваемся с проблемой элементарного непродления схемы. А такой проект, он для его реализации необходима, я повторюсь, сумма инвестиций и какая-то уверенность. Мы не можем инвестировать в киоск, который стоит, не буду сейчас впадать в подробности, то есть немало денег, не имея какой-то уверенности в завтрашний день. Установить сегодня 10 киосков, которые схемы следующие истекают через месяц, два или полгода, и их будут снимать, мы не видим никакого резона здесь. Поэтому, если сейчас разрабатывается концепт, давайте мы продлим эти схемы размещения, разработаем концепт и постепенно будем внедрять, потому что все киоски за неделю или за месяц не могут быть заменены в городе Кишиневе. То есть мы даем себе
отчет, что это какой-то по времени более длительный процесс, чем, может быть, представляют себе работники примарии. Ну, Арама, но инцара. Купиришу диарамы на инстала до кёшку парку катедрали. Но, кестинтрчек, купиришу диарама на парку катедрали, офос тот инсистенца лукриторилор примарии. Но я им рестабилит алия прессий, депстрада Пушкин, и тот дата он примит акцептул, где инсталат до киошку на скуару катедрали, он один парт Пушкин, он один парт Бенулеску Бодоне, киошку, который во фос такого ампласати, декант мацин ее минти, кредка, и тот презенция ищла фел. Dar și nicătând la aceasta, chioșcu de la Ștefan cel Mare, colț cu Bănulescu Budone, avem prescripție de a-l evacua, din considerente că sunt prea multe chioșcuri în scoarul catedralei. Și nu este necesitate de atâta presă în centrul orașului. De aceea și noi venim cu un apel să ne susțineți cumva, să interpelați din partea dumneavoastră organele de decizie, căci este un lucru comun. Dacă n-ați fi rețeaua de distribuție sau puncte de distribuție a presiei, capitala Chișinăului riscă să rămâie fără presă scrisă. Nu intrăm în polemici că e scrisă, că acum toți intrăm online, dar presa scrisă în toată lumea are un comportament mai specific. Deci, получается, все киоски кофейные, которые продают мороженое в парке, в кафедральном парке, или, к примеру, в парке Штефана Чамари, они остаются и остались, а киоск пресса должен был быть? Ну, пока что у нас нет информации, какова их будет судьба, потому что это дискутируется напрямую с экономическим агентом. Нас уведомили о том, что киоск на Бенулеску Бодоне необходимо будет убрать. Но у нас там пока есть схема размещения. Надеюсь, что легально находясь там, не будут применять какие-то меры, такие, которые были приняты на Чеканах. А какие все-таки аргументы? Почему убрать? Вот почему на Рожкановке? На Рожкановке истекают просто хронологически. Сегодня у нас какое? 20 число? 22 числа истекает схема размещения. Не продлевает без какой-то мотивации. Не мотивируя. Я понимаю, что идет борьба с киосками. Киосковая продажа в Кишиневе приняла какой-то... Ну вот у киосков пресса уже другой статус. То есть это не просто торговая точка. Я знаю, что есть какой-то муниципальный... Так мы об этом и говорили, да. Вы не расслышали. То есть есть исключение из правил. Это киоски прессы и цветов. Ну вот именно тогда непонятно... Нам тоже это непонятно, поэтому мы призываем к вам, чтобы, может, вам ответят какой-то вразумительный ответ. Вот эта ассоциация интернационала... Дистрипресс. Дистрипресс, вам поможет? Поможет, но когда пока помогут, они находятся в Цюрихе, пока мы к ним обращались... Пока еще ответа не получили, они отреагируют, но это, наверное, дело времени. Неделя-две, и киоски на Рожкановке исчезнут. А скажите, пожалуйста, с кем вы контактируете напрямую? Кто то лицо, к которому я могу сегодня обратиться за комментариями? Потому что я стучусь в одни двери, потом в другие, потом в третьи, время идет.
Я думаю, что надо стучаться в одну главную дверь. В одну главную дверь не получается стучаться, потому что там разговор короткий. Нас направляют все на, все на места, да, то есть в притуры секторов, которые непосредственно выдают эти схемы, которые ответственны за этот процесс. И с ними мы работаем напрямую. Ведь была создана рабочая группа под, по-моему, Керонда ее возглавила, и они обещали в течение нескольких месяцев, вот как я помню, перед Новым годом мы встречались. Да, была создана. Какие результаты этой группы? Пока мы их не видели, нас, наверное, потому что нас не приглашали. Хотя мы записывались в эту группу, нас пока туда не приглашали, наверное, разрабатывают своими силами. Мы предлагали свои услуги, свои навыки. И умения, и знания. Но пока нас туда не приглашали. То есть по процедуре мы должны работать напрямую с притурами. Еще вопросы? Мецумин. Мецумин, Латос. Шузи, будем континуари. Спасибо.